Câtă voință trebuie să ai ca să ajungi din om al străzii femeie de afaceri? Neînchipui de multă. Există însă într-o suburbie a Veneției o moldoveancă dintr-o suburbie a Chișinăului, care a reușit să demonstreze că se poate. Cu 10 ani în urmă, Maria Oglindă dormea în clădiri părăsite și se hrănea împreună cu familia din coșurile de gunoi de pe marginea străzii. Își spăla hainele pe furiș în WC-urile magazinelor, iar astăzi este o doamnă respectată, patroana unei agenții nupțiale, proprietara unui magazin de rochii de mireasă și dansatoare la nunțile moldovenilor. Femeia din dreapta care dansează cu atâta foc este Maria Oglindă. Era la una dintre 10 denunțe ale moldovenilor pe care le-a organizat în Italia. Părea fericită. Dar nu a fost întotdeauna așa. Acum 10 ani, când a venit în Italia împreună cu soțul și fiul, avea doar hainele de pe ea și o mulțime de datorii. Ajuns acolo după ce bruteria pe care o deschise la Colonița a falimentat. 2 ani de zile n-am știut ce înseamnă să dormi pe pat, pe divan. Puneam carton și îl culcam pe băiat în mijloc și noi pe din perț ca să-i țină cald. Mergeam toată ziua pe stradă, intram pe magazine ca să ne încălzim. Mă duceam în McDonald's, în baie, în WC-ul, spălam cămașa. Mă duceam în niște tufare unde, știți, vedeam că nu prea este oameni. Înșuram multe așa cămașa, îi făceam semnul crucii, să nu fure cineva. Nu și-a permis însă niciodată să cerșească mila cuiva, dar ca să-și hrănească familia a fost nevoită să scotocească prin lezele de gunoi. Mă duceam și vedeam câte o măr sau câte o persică, câte o fructă, câte o legumă și un pic era stricat, eu aruncau. Eu mă duceam și luam, le punem, vă zic, într-o pungă, mă duceam acasă, ei acasă. În parasală seara, când cu toată ziua umblam pe drumuri ca câinii. Le tăiam și le spălam și bucățile care erau bune le mâncam. Cu greu și-a găsit totuși un loc de muncă, apoi s-a angajat și soțul ei. A strâns bănuți cu bănuți, iar după 8 ani s-a gândit așa. Mai, dar ce să nu facem noi mai departe? Deci noi suntem mai proști ca italienii? Ce noi suntem buni numai să le spălăm lor viceile? Nu! Și am început. Și-a luat inima în dinți și a deschis o agenție de nunți pentru moldovenii din Italia. Ea organizează evenimentele până în cele mai mici detalii. A luat și lecții de coreografie ca să creeze o trupă de dansatori, din care acum fac parte fiica, fiul și nora. Dansăm în haine naționale, în ochii și așa cum era odată, în ciorapii de lână, în ițari, cămașă, mai avem și dansurile cu țigani, care eu sunt unul cu țigan. De lucru în Italia au, slavă Domnului! Chiar dacă sunt la mii de kilometri de casă, moldovenii din Italia nu renunță la tradiționalele nunți grandioase. Dovada este faptul că localurile specializate din această zonă, care oferă astfel de servicii, sunt rezervate pentru cel puțin o jumătate de an înainte. Și pentru ca totul să fie impecabil, Maria a deschis și un magazin în care expune rochiile de mireasă pe care tot ea le coase. Aici o ajută nora și nepoțica. Facem frumos, da, că se plac la mireasă. Trebuie să vină azi și ei voalul. Cum o ajuți tu pe bunica? Pun mirjeluț. Încă prima din steană mă cădești. E grea munca asta? O leacă, da. Maria știe gusturile moldovencelor, așa că le coase rochii care mai de care mai pompoase și mai înfoiate. La noi fetele se căsătoresc la 7, 18, 20, 21, când sunt tineri. Dar aici se căsătoresc după 40 și își aleg ele rochii mai simple. Iar cumpărătoare are o mulțime, mai ales că și prețurile sunt mai mult moldovenești. Cea mai scumpă rochie care poate fi găsită în acest moment în magazin este aceasta de culoare bej. Costă 1500 de euro și asta pentru că este brodată manual și are încrustate câteva cristale Swarovski. Iar cea mai ieftină este această rochie de culoare albă, costă 350 de euro.
Mă simt acum foarte mulțumită că am rezistat la toate greutățile. Iar noi ne mândrim că există oameni care ne învață să nu rămânem la pământ atunci când ne împiedicăm, ci să ne ridicăm și să mergem înainte, așa cum a făcut Maria Oglindă. Acum e sigură că afacerea ei va prospera atâta timp cât în Italia vor exista moldoveni.